Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea de tarot pentru anul 2021 pentru zodia RAC. Aceasta va fi o etalare de tarot generală, prin urmare este foarte important să urmărești atât pentru zodia ta, cât și pentru ascendent, lună și pentru orice alt semn zodiacal în care ai o aglomerare de 4 sau mai multe planete. Voi scoate câte o carte pentru fiecare lună anului 2021 și pe urmă voi clarifica fiecare trimestru în parte pentru situația de dragoste, sănătate și bani, carieră, situație financiară. Pentru raci, pentru că sunteți o zodie de apă care guvernează domeniul emoțiilor, am ales un set de tarot mai special, Star Spinner Tarot, tarotul care învârte stelele sau învârtit de stele, care conține 81 de cărți, nu 78, pentru că conține cartea îndrăgostiții de 4 ori. Deci dacă o să iasă îndrăgostiții de mai multe ori, să nu vă speriați. Este pur și simplu un set de tarot mai special care l-am ales pentru etalarea zodiilor de apă. Bun, hai să vedem riscuri și oportunități pentru zodia RAC pentru anul 2021. Începem cu ianuarie, februarie, martie, aprilie. Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Energia de la baza pachetului pentru zodia RAC este îndrăgostiți. Energia care o să vă marcheze tot anul 2021 este a alegerilor în dragoste și a relațiilor pe care le aveți cu gemenii, pentru că această carte reprezintă și zodia gemenilor. Hai să ne uităm la fiecare lună în parte, să înțelegem puțin mai bine energia acestui an 2021. Luna ianuarie începe cu eremitul, energia zodiei fecioară. În ianuarie, racii o să fie mai introspecți, o să caute să se izoleze de lumea înconjurătoare, aveți nevoie de un moment de respiro, un moment în care să vă analizați gândurile, sentimentele, emoțiile. Probabil din cauza acestei energii generale de îndrăgostiții, da? A unor alegeri pe care trebuie să le faceți. Nu știți dacă să alegeți cu mintea sau cu inima. Răspunsul pe care vi-l dă eremitul este că alegerea trebuie să vină din înțelegerea celor două. Acolo unde sufletul și intelectul se întâlnesc, acolo veți găsi alegerea corectă pentru voi. Este foarte important să luați acest moment de respiro în luna ianuarie, să vă analizați foarte clar direcția de viață pe care sunteți, pentru că luna februarie vine cu roata norocului, o energie foarte jupiteriană, expansivă, mărinimoasă, dar și o energie karmică care vă dă răsplata în funcție de faptele, acțiunile, vorbele, gândurile voastre din trecut. Pentru o parte dintre voi, roata norocului o să vină cu lucruri foarte frumoase, pentru o parte dintre voi o să vină cu lucruri mai puțin plăcute, cu această energie de 10 de săbi, de trădare, de final, de încheiere tragică a unui ciclu. Luna martie va fi o lună foarte grea pentru toți racii, în care va trebui să vă uitați foarte atent la aceste săbi. Cine vi le-a înfipt acolo? De ce au fost înfipte acolo? De ce ați permis ca aceste săbi să vă fie înfipte? În inimă, în suflet și în spate. E un moment în care e foarte important să învățați din lecțiile trecutului. Această situație care se finalizează aici în luna martie, nu prea mai aveți ce să-i faceți. E un final karmic care a fost adus de roata norocului. E un final impus de soartă. Tot ce puteți să faceți este să învățați din greșelile trecutului și să nu le mai repetați în viitor. De ce? Pentru că uitați aici în aprilie. Energia lunii aprilie este regina de monede. Este o energie foarte stabilă pe baza căreia puteți să începeți să vă construiți un nou viitor mult mai stabil și mai protector pentru voi. Mare atenție aici în luna aprilie, pentru că o parte dintre raci riscă să fie trași din nou în acest ciclu destructiv, să
jucați rolul acesta de persoană care ajută pe toți, dar nu se ajută pe sine însăși. Cel mai bine ar fi ca în luna aprilie să vă concentrați asupra voastră, asupra căminului vostru, a familiei voastre, a situației voastre financiare, pentru că în această direcție puteți să obțineți rezultate foarte pozitive. În luna aprilie puteți cu foarte puține resurse să aveți rezultate spectaculoase. Este o lună bună de pus bani deoparte, de investit în afaceri stabile, tradiționale, în lucruri fixe, în investiții imobiliare. E o lună bună pentru a petrece timp în natură, pentru a lucra în grădină, pentru a petrece timp împreună cu animalele de companie. E o lună în care trebuie să vă recentrați și să vă regăsiți terenul solid pe care să vă clădiți fundațiile viitorului. Mijlocul anului vine cu o energie mai ciudată pentru raci. Avem aici treiul de cupe, care pentru o parte dintre voi o să reprezinte motiv de bucurie, de sărbătoare. În luna mai o să fiți dornici să ieșiți în oraș, să socializați, să fiți alături de prieteni, în cercul vostru unde vă simțiți bine și confortabil. Pentru o mică categorie dintre raci, acest 3 de cupe vine cu riscul unui triunghi amoros, care aici în luna iunie o să vă doară, o să iasă la suprafață și o să vă distrugă inima. Așa că mare atenție aici în luna mai, la aceste distracții, la aceste relații, la persoanele acestea din jurul vostru. Pentru că aici există un mare risc de a intra într-o situație pe care voi nu o înțelegeți de la început și în luna iunie, când adevărul iese la iveală, să vă frângă inima acest lucru. În luna iulie avem aici lumea. Se finalizează un ciclu. Pentru o parte dintre voi e posibil să se finalizeze această relație în trei, nu mai sunteți dispuși să acceptați această situație, puneți piciorul în prag și ce-o fi o fi, ideea e că de acum înainte nu mai continuați pe această direcție. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să finalizați studiile, să finalizați o etapă din viața voastră și da, într-adevăr, acest lucru să vă creeze aici în iunie puțină durere, tristețe, pentru că va trebui să vă despărțiți de cercul vostru de prieteni. Fiecare o să o ia pe propria cale, o să mergeți în orașe diferite, în țări diferite, o să lucrați la companii diferite, nu o să mai fiți tot timpul împreună cu același cerc de oameni de care ați fost înconjurați. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să începeți un job nou, să finalizați traiectoria voastră în carieră la un loc de muncă și să o începeți în altă companie și da, într-adevăr, lucrul ăsta iarăși vă creează aici puțin anxietate pentru că renunțați la cercul de oameni cu care erați obișnuiți, trebuie să o luați de la capăt în altă parte. Luna august vine cu energia doiului de săbi. În luna august este foarte, foarte important ca racii să-și asculte instinctul. Pentru voi este mai ușor decât pentru alte zodii să înțelegeți energia acestei săbii, pentru că voi sunteți destul de bine conectați cu instinctele voastre, cu emoțiile voastre, cu intuiția voastră. Mai ales pentru acei raci care au finalizat ceva în luna iulie și în august, trebuie să o ia de la capăt pe un alt drum. Foarte, foarte important să vă ascultați instinctul, pentru că intelectul aici riscă să vă înșele. Instinctul, în schimb, nu o să vă dea greș. În luna septembrie avem o energie foarte frumoasă aici, șasele de bâte, o energie victorioasă. Voi sunteți acel războinic care se întoarce înapoi victorios, o energie plină de foc, plină de pasiune, plină de creativitate și de recunoștință socială. O să vi se recunoască meritele, în orice plan, că ar fi emoțional, intelectual, că e la locul de muncă, că e în studii, că e în familie, în cercul de prieteni, aici voi o să fiți în centru atenției. În luna octombrie iese la iveală un adevăr. Dacă aici în august aveați probleme cu anumite lucruri, poate cu anumite situații începute din iunie sau chiar din martie, niște lucruri care nu erau clare, toată această energie de săbi, 10, 3, 2, lucruri care vă provoacă durere, incertitudine, angoasă, anxietate. Aici, în luna octombrie, lucrurile se clarifică și, în sfârșit, găsiți răspunsuri pentru toate aceste întrebări din martie, iunie și august, la care nu ați reușit să găsiți până acum răspunsul. Luna octombrie vine și clarifică toate aceste probleme. În carieră, în afaceri, luna octombrie poate să vină cu o nouă idee, cu un nou produs,
o nouă afacere, o nouă investiție, ceva inovativ, ceva de viitor, o idee pe care merită să o investigați și să mergeți mai departe pe acest drum. E posibil ca această idee să vă entuziasmeze foarte mult, pentru că aici pe luna noiembrie avem pajul de bâte, o energie foarte entuziastă, foarte creativă, dornică să pornească pe acest nou drum. Pentru o mică parte dintre voi, această sabie care apare aici în octombrie poate să fie o nouă persoană, o persoană foarte mercuriană, foarte analitică, aparent rece, dar care pe parcurs în luna noiembrie vă dați seama că este foarte pasională, este capabilă să demonstreze foarte multă pasiune și în luna decembrie o să vă dați seama că e capabilă să vă dea și foarte multă împlinire emoțională. Orice persoană nouă apare în viața voastră, poate chiar din septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, pe finalul acesta de an, se conturează ca o persoană foarte bună pentru voi, ca acest suflet pereche pe care l-ați tot așteptat și l-ați căutat la începutul anului. Nouăle de cupe vă vede în luna decembrie foarte împliniți, foarte mulțumiți de tot ce ați reușit să realizați în acest an, de alegerile pe care le-ați făcut, de lecțiile pe care le-ați învățat, pregătiți să mergeți în 2021 mai triumfători. O etalare foarte frumoasă pentru raci și acum hai să scoatem cărți de clarificare pentru situația de dragoste, sănătate și bani, carieră, situație financiară pentru fiecare trimestru în parte. Hai să vedem, pentru primele luni, ianuarie, februarie, martie, aprilie, în dragoste a ieșit pajul de cupe, în sănătate, cavalerul de monede, bani, carieră, situație financiară, doiul de monede. Ok, interesant. Și acum, hai să încercăm să clarificăm fiecare carte în parte, să o analizăm cum se combină cu energia lunilor ianuarie, februarie, martie, aprilie. O să începem aici cu pajul de cupe. Pajul de cupe este energie nouă, care vine cu o ofertă de dragoste în viața voastră. Este o ofertă foarte onestă, foarte pură, fără intenții ascunse. Pentru cei care sunteți singuri, aceasta va fi o nouă persoană care apare în viața voastră și vă oferă această cupă plină de iubire. Poate să fie o persoană din zodia Fecioarei sau poate să fie o persoană din trecutul vostru, de pe această roată pe care ați mai cunoscut-o, cu care ați mai avut în trecut anumite legături și acum se întoarce roata și în sfârșit ajungeți și voi în același punct pregătiți să începeți ceva împreună. Poate să fie o persoană care v-a trădat în trecut sau care v-a provocat foarte multă durere în trecut. Și aici este foarte important să analizați dacă sunteți dispuși să vă puneți inima la bătaie și să-i mai dați acestei persoane încă o șansă. Primele 4 luni din an îi văd pe toți racii într-o energie foarte gânditoare, în care trebuie foarte clar să analizați ce s-a întâmplat în trecut cu această persoană, pentru că aici e o karmă între voi. Da, e o legătură karmică, dar mare atenție, nu toate legăturile karmice trebuie și urmate până la final, pentru că unele sunt toxice și e mai bine să rupeți această legătură karmică decât să vă continuați să vă faceți rău singuri. E foarte important în primele 4 luni ale anului să vă vedeți propriul interes. Pentru raci e mai greu să faceți lucrul ăsta pentru că de obicei voi vedeți doar interesul social, interesul celorlalți, cum să nu-i răniți pe ceilalți, cum să nu le faceți rău celorlalți. Dar aici voi trebuie să deveniți această regină de monede, care în primul rând are grijă de ea însăși și pe urmă și de ceilalți. Pentru că dacă voi continuați să fiți răniți, dacă voi continuați să vă simțiți trădați, n-aveți cum să fiți voi partenerul ideal pentru persoana care vreți să o atrageți în viața voastră. Așa că analizați foarte atent acest paj de cupe. Pentru cei care aveți de ales între doi parteneri, între un partener vechi care v-a trădat și un partener nou care vine aici cu o ofertă foarte sinceră, gândiți-vă foarte atent la ce vă doriți pentru viața voastră. Pentru aceia dintre voi care sunteți în relații de lungă durată, nu e vorba de o trădare, nu e vorba de o despărțire de actualul partener, pajul de cupe poate să însemne și venirea unui copil în relația voastră sau pur și simplu reînnoirea afecțiunii și a dragostei dintre cei doi parteneri. Pe situația de sănătate.
A ieșit cavalerul de monede, o energie foarte înceată, o energie foarte stabilă de pământ, care ne arată că sunteți foarte stabili în privința sănătății, nu apar mari probleme de sănătate în primele 4 luni ale anului, aveți o stare de sănătate robustă, sunteți pregătiți să înfruntați orice probleme v-ar putea apărea în cale. În prima lună anului, cu Fecioara, aici cu Eremitul, cartea care reprezintă Zodia Fecioarei, e posibil ca în ianuarie să aveți anumite probleme digestive, dar aici, în luna februarie, văd că se găsește și soluția acestor probleme. E posibil să nu vă convină soluția, aici, în luna martie, să aveți mici scăpări de la tratamentul sau terapia pe care trebuie să o urmați pentru aceste probleme digestive și să aveți iarăși o criză, o problemă, dar văd că în luna aprilie vă dați seama că este într-adevăr lucru cel mai bun pentru voi și sunteți dispuși să renunțați la orice lucruri, alimente care vă făceau rău. E posibil pentru parte dintre voi în luna ianuarie să descoperiți că aveți anumite alergii alimentare. Poate sunteți alergici la gluten sau la alte alimente și vă vedeți nevoiți să renunțați la aceste alimente. Soluția o să găsiți tot în natură, aici cu dama de monede, cu regina de monede. O să găsiți alte alimente naturale cu care să puteți înlocui acele lucruri care vă fac rău, care vă provoacă probleme. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, a ieșit doiul de monede. O energie de ezitare, de jonglare între două opțiuni. Pentru o parte dintre raci, primele 4 luni ale anului o să vină cu nevoia găsirii unui echilibru între viața profesională și viața privată. În ianuarie trebuie foarte clar să vă analizați prioritățile și în februarie roata norocului aici vă ajută să faceți schimbările necesare. Dacă nu faceți aceste schimbări, în luna martie relația voastră o să fie afectată de această lipsă de echilibru din viața voastră. E posibil ca aceste ajustări pe care le faceți să vină cu o mică scădere a veniturilor voastre lunare, dar o să vedeți că pe termen lung vă aduc mai multă prosperitate, pentru că o să fiți voi mai echilibrați, mai odihniți și o să puteți să dați un randament mult mai bun la locul de muncă. Hai să vedem pentru următoarele 3 luni din an, aici unde avem 3 de cupe, 3 de săbi, lumea și 2-ul de săbi. Să vedem niște cărți de clarificare. Pentru dragoste avem turnul, pentru sănătate avem 3-ul de monede și pentru carieră, bani, situație financiară, 5-ul de cupe. Ok, hai să vedem fiecare carte cum se combină cu energia acestor luni, mai, iunie, iulie, august. În luna mai avem această perioadă de sărbătoare, de fericire, dar și un potențial trio amoros care apare în viața voastră și care aici în luna iunie efectiv vă frânge sufletul. Și aici intervine turnul. Turnul împreună cu lumea ne arată clar că ceva se finalizează. Iar dacă nu sunteți voi dispuși să puneți punct aici în luna iulie acestei situații care aparent vă face fericiți, dar în esență vă frânge inima, atunci o să vină turnul peste voi și o să finalizeze el această relație în trio, care nu e ok, nu e sănătoasă și nu este în esență ceea ce vă doriți. Fie că o să vină din partea voastră sau din partea universului, ceva se finalizează aici în relația voastră de dragoste. Pentru cei care nu sunteți într-un triunghi amoros, turnul vine și modifică ceva în relația voastră. E posibil să modifice dinamica puterii în relația voastră. Poate unul dintre parteneri rămâne fără loc de muncă și asta vă dă aici atâta îngrijorare. Se finalizează o sursă de venit în parteneriatul vostru și trebuie să găsiți alte metode de a suplini bugetul familiei. Pentru cei singuri e posibil să vedeți aici, începând cu luna mai, tot mai mulți din prietenii voștri că încep să intre în cupluri, în relații serioase și vă vedeți în luna iunie voi singuri rămași fără pereche, fără parteneri și suferiți din cauza asta. Și o să vin aici
lumea, finalizează acest ciclu al singurătății voastre, vine turnul și vă aduce o persoană excentrică, neobișnuită, o persoană nouă la care nici măcar nu v-ați fi așteptat, o aduce în viața voastră ca pe un potențial nou partener și aici e foarte important să vă ascultați instinctul. Chiar dacă această persoană nouă care apare în viața voastră poate nu bifează acum toate cerințele voastre pentru un partener sau o parteneră, dar dacă instinctul vă spune că este partenerul ideal pentru voi, că poate să crească ca să devină acel partener idealizat din mintea voastră, că puteți să creșteți împreună, că puteți să faceți împreună acest cuplu perfect, atunci acceptați această ofertă de dragoste pentru că este ce trebuie pentru voi. În privința sănătății a ieșit Treiul de monede. Treiul de monede este o carte de cooperare, de muncă în echipă. În perioada mai-august este foarte important pentru raci să vă găsiți echipa de oameni care vă susțin și vă ajută în atingerea țelurilor voastre în sănătate. Avem Treiul de monede, Treiul de cupe, Treiul de săbii. E clar că aici trebuie să vă găsiți tribul, trebuie să vă găsiți grupul, clubul, oamenii care sunt și ei pe aceeași traiectorie în sănătate, pentru că aceștia vă vor susține și vă vor ajuta să ajungeți mai repede la finalul acestei boli, acestei probleme de sănătate cu care vă confruntați. Pe partea de bani, carieră, situație financiară a ieșit Cinciul de cupe, o carte de tristețe, de îngrijorare. Ceva nu o să iasă așa cum v-ați așteptat aici pe la jumătatea anului. E posibil ca în luna mai să aveți foarte mari așteptări de la un proiect, de la un loc de muncă, de la o investiție și în luna iunie să fiți foarte dezamăgiți de felul în care a ieșit această investiție, să nu se ridice la nivelul așteptărilor voastre financiare. E posibil pentru o parte dintre voi să se finalizeze un job, să se finalizeze o traiectorie în carieră și aici în luna iulie să vă pierdeți locul de muncă, să fie restructurat, să lucrați mai puține ore, ceva să se modifice aici în cariera voastră. Ideea este să nu disperați, să nu vă faceți probleme pentru că doar 3 din aceste 5 cupe sunt vărsate. Da, 3 lucruri nu au ieșit așa cum v-ați așteptat. Dar asta nu înseamnă că sunteți prinși într-un ciclu ghinionist și că nimic de acum înainte nu o să iasă bine pentru voi. Nu! Voi mai aveți aici 2 cupe în picioare. Mai aveți încă 2 oportunități pe care puteți să mizați în viitor. 2 cupe, 2 săbii, 2 îndrăgostiți. Este foarte important să analizați foarte atent aceste 2 oportunități din fața voastră. Să le analizați și cu instinctele voastre și să faceți alegerea corectă. E foarte important să învățați din eșecurile trecutului, să vă învățați lecția și din august să mergeți mai departe, mai înțelepți, cu lecția învățată, să faceți deciziile corecte și o să aveți parte de mult mai multă stabilitate financiară. Acesta nu este un sfârșit, lumea nu este doar un sfârșit, se termină și pe urmă nu mai e nimic. E un sfârșit care conține în el un nou început. Ceva se termină ca să facă loc pentru ceva nou. Și atunci când o să experimentați acest moment de 5 de cupe, e foarte important să nu rămâneți blocat în tristețe. Să vă canalizați tot efortul, toată imaginația asupra acestor 2 cupe, asupra potențialului viitor. Și hai să scoatem și niște cărți de clarificare pentru ultimele 4 luni din an, pentru dragoste. 4 de săbii, sănătate, lumea, pentru bani, carieră, situație financiară, steaua. Ok, foarte interesantă energia pe final de an, a ieșit lumea încă o dată, deci o să fie un an cu foarte multe finaluri, finalizări, completări a unor cicluri pentru raci. Hai să vedem, pe partea de dragoste, avem aici 4 de săbii. 4 de săbii reprezintă o perioadă de inactivitate, de oboseală, în care trebuie să vă odihniți, să vă recuperați, să vă încărcați bateriile. Aici, în luna septembrie, aveți foarte multă activitate, sunteți victorioși în ceva. Și e posibil ca după toată această activitate, după toată această luptă pe care ați câștigat-o, să fiți foarte obosiți și să aveți nevoie de această perioadă în care vă încărcați bateriile. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, aveți un partener pe care vă puteți baza, folosiți-vă de toată energia partenerului vostru,
ca să vă ajute în această perioadă. Dacă aveți un copil și în prima parte a anului voi ați fost cei care v-ați ocupat cel mai mult de educarea copiilor, de a-i duce și a-i aduce de la grădiniță, de la școală, de la activități suplimentare, aici când începe toamna din septembrie încolo, cereți ajutorul soțului, soției să preia o parte din aceste responsabilități, astfel încât voi să vă puteți reîncărca aici bateriile. În octombrie, dacă aduceți aceste idei în discuție față de partener, partenera voastră, să știți că vor fi foarte bine primite, pentru că ei vor avea suficientă energie aici în noiembrie să ducă lucrurile la bun sfârșit și voi veți fi mult mai mulțumiți, mult mai împliniți, veți fi mult mai aproape ca și cuplu, pentru că și partenerul sau partenera voastră va reuși să vadă tot efortul pe care voi l-ați depus și să vă aprecieze mai mult. Pentru racii care au fost singuri mare parte din acest an, aici în luna septembrie e posibil să câștigați inima alesului, alesei voastre și pe urmă să urmeze în ultimele 3 luni din an o perioadă de repaus în care vă puteți bucura de această nouă relație. Nu mai trebuie să depuneți atât efort și vă puteți odihni cumva, vă puteți solidifica această nouă relație începută. O perioadă frumoasă pentru toți racii din punct de vedere al relațiilor sentimentale. Hai să vedem în privința sănătății. Avem aici Lumea, o carte iarăși de finalizare. Pentru că acest final vine peste niște cărți pozitive, se pare că va fi un final fericit în privința sănătății pentru toți racii. În luna septembrie reușiți să învingeți o boală, să învingeți o problemă de sănătate. În luna octombrie s-ar putea să aflați exact care a fost sursa problemei voastre, să înțelegeți mult mai bine de ce ați trecut prin această experiență și să finalizați anul mult mai împliniți, mult mai fericiți și cu toate lucrurile puse la punct. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem aici Steaua, cartea care în tarot reprezintă zodia vărsătorului. Finalul anului vine și va aduce toate aceste împliniri pe care vi le promit cele două cupe care au mai rămas acolo în picioare. Pe partea de carieră, bani, finanțe, investiții, raciu să aibă un final de an foarte fericit. Ultimul trimestru vă aduce tot ce vă doriți, împlinirea celei mai mari dorințe ale sufletului vostru. O să ieșiți victorioși pentru că adevărul iese la iveală, aveți suficientă energie să duceți toate proiectele la bun sfârșit, sunteți creativi, inventivi, inovatori și toate aceste lucruri vă aduc foarte mare împlinire. Aici pe final de an o să aveți în spatele vostru toate trofeele pe care le-ați acumulat în acest an 2021 și o să vă simțiți mulțumiți, împliniți, o să știți că ați făcut treabă bună. Un an foarte interesant pentru raci, o energie foarte frumoasă. Înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă las cu un gând frumos. O să extrag un card din aceste carduri, Puterea Gândului, ca să aveți un mesaj frumos pentru tot anul 2021. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video și, bineînțeles, nu uitați să vizualizați atât etalările pentru zodia voastră, cât și pentru ascendent, lună și orice alt semn zodiacal în care aveți 4 sau mai multe planete. Hai să scoatem o carte de aici, de la mijloc. Sunt în siguranță să privesc în mine însumi însămi. Pe măsură ce mă apropii de credințele și opiniile altor oameni, văd în mine însumi o ființă măreață, înțeleaptă și frumoasă. Iubesc ceea ce văd în mine. Un mesaj foarte frumos pentru raci, la care puteți să reveniți ori de câte ori veți trece prin momente mai grele în acest an. Este un mesaj care merge în mână în mână cu acest mesaj de energie generală a anului 2021, Cartea Îndrăgostiții. Atunci când trebuie să faceți alegeri, trebuie să aveți încredere în voi că veți face alegerile potrivite. Trebuie să vă ascultați instinctele, pentru că doar așa veți fi pe calea corectă pentru voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Vă doresc să aveți un an 2021 minunat. Pe data viitoare! Pa, pa!